Așa cum ne-am obișnuit deja, dacă este vineri, avem rubrica de modă și stil cu Alin Gălățescu. Ei bine, astăzi vedem... Bună dimineața! Vedem creațiile designerilor români cu elemente de inspirație Valentino, un tribut la aniversarea maestrului pentru 90 de ani de viață și 50 de ani de creație. Da, wow! e un simbol deja al modei și am zis că merită sărbătorit. Noi în ultima perioadă am tot dedicat aceste soare de la mod, sunt niște evenimente speciale cu temă, am dedicat-o marilor designeri care dispăreau. Adică a fost Lanvin, Albert Elbazdra Lanvin, a fost Thierry Mugler, a fost Pierre Cardin. Din nefericire am pierdut foarte mult. Și ai venit cu niște poze fabuloase, și am cu elemente așa, special pentru asta e un preview al evenimentului, care va fi pe 28 septembrie și o să discutăm detaliile la Arcub. Soare de la moda 29-a ediție, se cheamă Valentino 90, tocmai ca zona aniversară, și am zis să iau din elementele designerilor care vor fi prezenți creații care să ilustreze această reflectare a elementelor lui Valentino în moda actuală. Moda italiană în moda românească, așa. Deja a devenit universal. Valentino a avut trei mari perioade. A fost o perioadă a maestrului Valentino Garavani, care a coordonat direct acești 47, aproape 50 de ani. După aceea a fost o perioadă de tranzit în care s-au schimbat mai mult designer. Așa. Și acum este o perioadă din nou de grație a casei cu Pier Paolo Piccioli, care o să-l regăsim și pe el în creațiile de astăzi. Exact. Începem și ai venit cu niște fotografii superbe pe care vreau să le vedem și tu să le comentezi. Să le ilustrăm. Păi, să ne zici exact. A reușit să introducă. Maestru era cunoscut pentru apetența lui pentru roșu. Simbolul major al lui Valentino era culoarea roșie. Categoric. Mai iubea alb și negru. Dar Pier Paolo Piccioli, noul designer de la Valentino, a reușit să introducă acest pink în atât de mult în zona de fashion, că chiar se cheamă Pink Valentino. Mie îmi place foarte mult. Astăzi e un anumit roz. Și am văzut că în magazine tot găsim această nuanță. În ultima perioadă. Obsesiv, da, chiar, da, da, da. Pentru da. Că în momentul în care se creează un asemenea aplomb. Și aici găsim elemente militare în zona umărului. Uh-huh. Găsim pardesiu cu sacou, cu costum, care era și era un specific al maestrului, și acest total look din culoarea respectivă, care este o chestiune ultramodernă și care practic îl aduce pe Valentino în secolul 21. Și acest tip de prindere. Exista o fotografie la fel, tot cu... Da, aici vedem așa, mai clar ca să vedem costumul. Mai bine. Costumul, care este la doi nasturi, are elemente de accent militar pe umăr, pantalonii largi, din nou în trend, sunt foarte asemănători cu eram cu convinsă că de o să zici de pantalonii mei care mie îmi plac foarte tare și îmi plac și aceștia. Accesoriile în contrapunct. O dată nude, care și tocurile înalte. Ca secret, el spunea foarte clar, femeia trebuie să fie tot timpul frumusețea din jurul nostru. Trebuie să fie tot timpul această stare de grație care avem șansa să o avem aproape, ceea ce eu am în fiecare dimineață. Sunt un norocos. Mulțumesc! Și spunea, ea trebuie să fie impecabil, iar un toc o face și mai și. Face diferența. Avea acele accesorii contrast care erau specifice, iar bejul va fi noul pink pentru sezonul viitor, 2023. Și roșu, aici avem, spune că bineînțeles, e emblema. Deci, sunt câteva elemente specifice roșii, catifea și aceste tipuri de broderii. El era pasionat de couture. Marea lui dragoste, sigur că da, avea linii, avea Red by Valentino Garavani, avea linii secundare, dar el iubea linia de couture. Iar aici avem o creație, Denis Predescu, cred, un tânăr designer foarte talentat, cu aceste tipuri de broderii manuale, era obsedat de manualitate, avea o echipă fabuloasă. Pe roșu, pe când construiești roșu. O astfel de rochie, când o croiești. Extrem de dificil. Așa, ia să vedem. Așa și suntem Italii aici. Se pricepe mai bine ca mine. O să te luăm să aici dai avem, fotografiile. Cape. Asta deja este Valentino 2023. Da. Avem o capă transformată în rochie. E o rochie hibrid. Ce material e? E un neopren chiar.
deci un material extrem de modern, cu aceste accente de volan imens, care iarăși, pardon, e specific maestrului, și senzualitate. El credea foarte mult în femeia divă. Bine, italienii sunt iubitori de femei prin excelență. Made in Italy. Diva made in Italy, dar care este diva made in forever? Adică avea un stil de... Păi să ne gândim la Sofia Loren, să ne gândim la Claudia Cardinale, să ne gândim la Monica Bellucci. Sunt niște elemente universale. Vreau să mai vedem cât mai multe dintre chestie, fotografii. O chestie, da? Un element nou. Combinația de ciclam, acest roz pink Valentino, cu elemente de roșu. Asta e o chestiune modernă, foarte modernă. Amestecurile de material, avem aici volane, avem pliseuri, avem un alt tip de volan cu cută interioară, avem pene. Toate sunt avem starea asta de hippie. De seara, așa, de fapt, nu? Da, e o seară multiculturală. Una dintre iarăși elementele simbolice pentru ele la acest multiculturalism, iubea, asta e noul, asta e 2023. Trebuia să spui ceva de tocurile imense și platforma. Ce se întâmplă? De o altă aliură, îți creează starea de... El iarăși iubea femeia statuară. Deci femeia pe care puteai să ai senzația aia de admirație principială. Bă, stă tăiași! Adică o admiri un pic dacă are 1,50 m. Sigur, poți să te așezi în genunchi, să-i faci o declarație, dar dacă ea are 1,80 m, parcă ți-e mai simplu așa, dar să știi că și la același nivel rămâne din potrivă. Iarăși o chestiune foarte importantă, și aici avem două cadre. O siluetă perfectă. Iubea, ăsta este sarea de statuar. Deci total roșu, formele corpului sunt, și nu e nimic vulgar, el ura vulgaritatea, era oripilat de vulgaritate, iubea aristocrația, starea de noblețe pe care doar femeia putea să o ducă la niște culmi ireale. Și aici avem perfect această stare de statuaritate. Și vreau, o să te întrerup un pic, că vreau să o vedem pe Nicole Scherzinger, să-ți dai cu părerea despre o ținută all black, apropo de o siluetă perfectă. Wow, iubea spatele gol. Iubea spatele gol și acest drapaj foarte smart. Wow! Vreau să-ți dai un pic părerea. Vezi că și ea e pasionată de Pink Valentino? Da, foarte elegant. Uite, despre ținuta aceasta, voiam să te întreb ce părere ai. All black. Foarte tare. Un all black, uite, asta e tot acest Valentino, e un all black foarte modern. Are umerii, care discutam data trecută, dacă mai țin minte, are decolteu atipic, decolteu geometric, are umerii puternici, are talia bine accentuată și e foarte scurtă. Deci are tot ce trebuie, și all black, bineînțeles, tot ce trebuie pentru 2023. Și are și un dress tot așa. Ciorapii vor deveni din nou solist, pentru că purtând de mult scurt, deci venind toamna, ciorapii vor avea o efervescență de imagini și de variante grafice. Așa. Ne mai arăți două, trei fotografii, că mai avem timp, nu? Alin? Dacă avem timp, bineînțeles. Uite, că voiam să-ți arăt pe Nicole, pentru că mie mi-a plăcut foarte tare ținuta ei. E o chestie foarte atipică. Trebuie să arătăm combinația de aceasta. Asta e foarte 2023. Nu e chiar mai. Dacă ai văzut-o maestru asta, ar fi zis copilaj, nu e diva mea. Exact. Nu e diva mea. Știi? Pentru că e foarte senzuală. Umerii goi sunt ultra trendy. Rochea are acest drapaj couture. În schimb, are o capă imensă. Aici nu se vede foarte clar. Ea este absolut nesfârșită. Deci e cât masa asta. Capa cu care ea se joacă. Și uite, vezi ce mult ajută aceste tocurile, platforme. Platforme. Ploare gesturi. Iarăși, iubea foarte mult acest roșu nocturn, îi spune el. De fapt, e un sanguin, e un bordeaux, vișiniu. Astăzi am pus la mine pe pagină o selecție din această culoare, ca una dintre culorile sezonului. Și iarăși, o chestiune care e mai degrabă e de 2023, roșu, însă senzual, extrem de senzual. Iubea transparențele, poate nu atât de directe și de generalizat. Aici avem pe dedesubt și în zona sânilor, avem niște elemente de cristal roșu foarte rar și de dedesubt avem un pantalon scurt din piele roșu, care îi dă twist-ul ăla un pic hippie, un pic de senzualitate, dar smart. Adică nu ești doar expusă. De fapt, tu decizi de jocul de senzual pe care poți să-l acorzi celuilalt. Hai să vedem. Mai avem ceva. Așa, da, avem. Da. Iarăși, un alt simbol al maestrului. Wow. Acest Pink Valentino transferat în zona de couture de înalt nivel. Care înseamnă asimetrie,
Deci vezi un umăr gol, înseamnă și un picior drapaj, dezgolit. Înseamnă umărul amplu sunt două tăieturi, sunt două șițuri imense care sunt duse cu transparență până sus. Da, da. Și când mergi, avem și în mișcarea, ți-am trimis doar o parte dintre ele. Când mergi, trebuie să te ții bine. Atenție, toate aceste cadre pe care noi le avem aici sunt ca și data trecută, într-o premieră absolută. Și îți mulțumim tare mult că ai venit cu aceste fotografii fabuloase. Și sunt preview acestui mare show unde vă invit și unde te invit chiar în el. Va fi pe 28 noiembrie. E seara la 8 la Arcub, în sala mare, sala coloanelor, dedicat Marelui Valentino, chiar cu tema Valentino 90. Dar până atunci, vinerea viitoare, ne vedem tot aici, la Antena 3, CNN, cu rubrica de modă și stil. Acum mă întorc la... premieră absolută. Mulțumesc! Acum...